La 30 de ani de la înființare, trupa Hohoto din Târgu Mureș și-a adus spectacolul de cabaret și la Reghin, după un turneu care a inclus orașele Sfântul Gheorghe, Miercurea Ciuc și Gheorgheni. Cei 7 actori au susținut vineri 27 noiembrie de la ora 19 pe scena Casei de Cultură Eugen Nicoară o reprezentație spumoasă, compusă din scenete scurte, legate între ele cu melodii reprezentative și antrenante. Scenete cu mult haz, cu veselie. De obicei, în fiecare scenetă este un om care este sursa râsetelor, fiindcă ori înțelege ceva greșit, ori face ceva greșit și din cauza asta devine comic. Spectacolul de cabaret numit Humor Forte a fost special realizat pentru a marca cei 30 de ani care au trecut de la înființarea trupei Hohoto. Aceasta s-a specializat în timp în reprezentații de revelion și va începe în curând un nou turneu cu spectacolul respectiv. Deocamdată însă, actorii performează pe scenă cu humor forte și stârnesc ropote de aplauze din partea spectatorilor. Așa s-a întâmplat și la Reghin, unde sala arhiplină a savurat cu intensitate fiecare scenetă prezentată și a vibrat de bună dispoziție pe tot parcursul show-ului.